Bună! Iată un nou exemplu de problemă care se rezolvă cu teorema celor trei perpendiculare. Pe planul triunghiului isoscel ABC, AB egal AC de 15 cm și BC egal 18 cm se ridică perpendiculara AM de 12 radicali din 3 cm. Aflați distanța de la punctul M la dreapta BC cum triunghiul ABC este unul isoscel, înseamnă că perpendiculara AD pe latura BC, unde AD intersecta cu BC este punctul D, D reprezintă mijlocul lui BC. Datorită faptului că EMA este perpendiculară pe planul ABC, AD perpendiculară pe BC, se întâlnesc în punctul D, AD și BC sunt incluse în planul ABC și Ema intersecta cu planul ABC este în punctul A, înseamnă că datorită uh, teoremei celor trei perpendiculare, că MD este perpendiculară pe BC. Înseamnă că distanța pe care noi o căutăm de la M la latura BC este acest M. D. De unde îl aflăm? Dacă EMA este perpendiculară pe planul nostru, atunci în uh, vârful A ni se formează un uh, unghi drept, deci triunghiul EMA-D este un triunghi dreptunghic, îl cunoaștem pe EMA din uh, ipoteză, din datele problemei, ne rămâne să-l aflăm pe AD ca înălțime în triunghiul isoscel ABC, după care să aplicăm Pitagora în triunghiul dreptunghic MAD. Dacă triunghiul ABC este unul isoscel, am spus că D este mijlocul lui BC, înseamnă că BD congruent cu DC și egal cu BC supra 8, adică BC supra 2, adică 18 supra 2, 9 cm. În triunghiul ADC, dreptunghic pentru că AD era perpendicular cu BC, cunoaștem ipotenuza AC și cateta mică DC. Putem aplica teorema lui Pitagora să-l aflăm pe AD. AD la puterea a doua este AC la puterea a doua minus DC la puterea a doua. Înlocuim în valorile pe care le cunoaștem și AD este egal cu 15 la puterea a doua minus 9 la puterea a doua. Deci AD este radical din 225 minus 81, adică radical din 144, care înseamnă 12 cm. Acum l-am aflat și pe AD, știm pe MA, mergem în triunghiul MAD, să aplicăm Pitagora din nou pentru a afla pe MD. În triunghiul MAD cu unghiul A de 90 de grade, aplicăm teorema lui Pitagora, de unde rezultă că MD este egal radical din MA la puterea a doua plus AD la puterea a doua. Rezultă că MD este 12 radical din 3 totul la a doua, adică 12 la a doua ori 3 plus 12 la puterea a doua. Deci este egal cu radical din, am dat factor comun pe 12 la puterea a doua, cu 3 plus 1, egal radical din 12 la a doua ori 4, care înseamnă 12 mulți cu 2, adică 24 de centimetri. Și așa, în acest fel, am aflat distanța de la punctul M la latura BC. MD egal 24 de centimetri. Aceasta a fost uh, o altă problemă de la capitolul uh, Teorema celor trei perpendiculare, problemă ce poate constitui subiect de tip grilă la evaluarea națională. Continuăm să vă arătăm și alte exemple, așa că abonați vă rămâneți alături de noi, să rezolvăm împreună cât mai multe probleme și exerciții. Pa pa.